Omul acesta are 85 de ani. Este profesor dr. Ion Jovin, fondatorul radioterapiei moderne în țara noastră, mulți ani președinte al Societății de Radiologie, cel căruia i s-a decernat în 1979 la Paris medalia Antoine Becquerel pentru merite excepționale pe terenul radiologiei. Mai puțin se cunoaște faptul că reputatul om de știință, Ion Jovin, a fost participant delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, iar mai înainte de acest eveniment a îndeplinit o misiune originală, o modestă misiune la Consiliul Național Român de la Arad, cel care a convocat Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Ion Jovin nu doar a participat la unire, dar a și contribuit la realizarea ei. Așadar, împreună cu profesor dr. Ion Jovin, la Arad, unde s-a plămădit unirea. Centrala telefonică a Consiliului Național Român de la Arad era așadar un telefon instalat în perete în această modestă locuință. Aici a stat tânărul student medicinist Ion Jovin aproape o lună, zi și noapte. Iată-ne în camera unde era instalată celebra centrală telefonică. Cameră istorică. Aici, pe acest perete, a fost instalat un telefon primitiv, în lemn, ca pe vremuri, de unde au pornit toate instrucțiile, toate dispozițiile majore în preajma adunării de la Alba Iulia. Cât a stat în această cameră? O întreagă. Am dormit pe part de campanie, 9 ziua, noaptea am stat aici, fără întrerupere. Aici, pe acest perete, a fost telefonul. Amintiri frumoase, neșterse. În această casă, unde funcționa forul suprem al românilor din Ardeal, Banat, Crișana și Maramureș, timp de o lună, Ion Jovin a fost martor la evenimente care se întâlnesc rar în viața unui popor după ticna veacurilor. Înregistra apeluri și rapoarte. Le trecea pe toate pe o foaie de bloc notes și le ducea alături lui Badea Ștefan sau pe cine găsea acolo din Consiliu. Ion Jovin a ținut legătura cu toate orizonturile de simțire românească, transmitea îndrumările Consiliului Național Român, primea știri, toate legate de pregătirile pentru istoricul 1 decembrie 1918. Înregistra tot felul de rapoarte de la Budapesta și Viena, amănunte despre organizarea curselor de trenuri pentru delegați, ori cazarea acestora. Prin mâna sa au trecut toate comunicările importante către cele 26 de județe ce se pregăteau pentru Marea Unire. A fost martorul atâtor evenimente care se succedau într-un ritm palpitant. În oianul amintirilor, evidente, un eveniment capital. În ziua de 10 noiembrie, Consiliul Național se hotărăște să trimite o notă guvernului maghiar, în care cere ca cele 26 de județe să treacă în administrație românească. La origine, această notă avea un caracter mai mult de somație. Până la insistența câtorva membri din Consiliu, i s-a dat caracter net ultimativ, cu un termen de răspuns de 48 de ore. Răspunsul a venit, se știe acum din documente, sub forma unor invitații a guvernului maghiar de a trecerea tratative sub conducerea ministrului Iasiș. Cam asta a fost evenimentele cele mai, unul din evenimentele cele mai importante în cursul lunii care a precedat Alba Iulia. N-ați avut vreo legătură cu acestea? În sensul că mi s-a dat într-o zi de Ștefan Ciciopop, președintele Consiliului, un plic galben, sigilat, cu instrucția să depun acest plic nu la prefectură, ci la locuința lui comisarului guvernamental Variași, care cu scopul ca nu cumva această adresă să cadă în mâini străine. În acest plic s-a găsit ultimatum. Primarie, am fost un fel de martor la un eveniment istoric. Un aparat telefonic instalat pe perete, câteva scaune, două birouri și foarte multe dosare. Iată decorul în care am lucrat timp de o lună, stând
de veghe, ziua și noaptea, pentru a ține legătură cu provincia. La 2-3 zile apărea Aurel Vlad, care sosea cu un tren de noapte. Aduceri aminte ale unui veteran al Unirii. Între timp a reapărut gloriosul cotidian a românilor din Ardeal, Românul, interzis în 1916 după intrarea României în război. În sele de redacție din strada Cernei, pe Vasile Goldiș rar îl vedeam, în strada Fabian. În schimb, Bada Ștefan, una, două ne anunța: plec la Românul dacă mă caută cineva. Să-l ascultăm în continuare pe acest veteran al Unirii, aceste slove de document. În această sală s-au desfășurat tratativele cu ministrul minorităților din guvernul Carolis, Iasi. Sala era tixită cu public, român și maghiar. Stăteam într-un colț. La întrebarea lui Iasi, în definitiv, ce vor românii, a răsunat ca un trăznet celebra replică: separare totală. Misiunea telefonistului Unirii, îl putem numi așa, a încetat din momentul când a plecat la Alba Iulia. Ion Jovin și-a părăsit cămăruța și telefonul său și a alergat și el la vechea poartă a Albei Iulii. Cu un vagon împodobit cu flori și drapele tricolore, în ziua de 30, când peste tot se auzea Deșteaptă-te române, ori celebru marș, trompetele răsună prin munți și prin câmpii, românii toți se adună cu sutele de mii. Era un marș spre libertate și unire. Cum a fost drumul spre Alba Iulia? A fost ceva triumfal. La fiecare stație trenul se oprea, urca în tren delegația cu credențiale, cum spuneam noi pe vremea aceea, urmată și însoțită de întregul sat, fanfare, coruri, muzici, Deșteaptă-te române, panul nostru steagă scris Unire, dansuri chiar. Unele state s-au improvizat dansuri. La fiecare, încât am ajuns așa cu un tren împodobit cu tricolor, așa, într-un tren triumfal. Am inundat Alba Iulia cu o masă formidabilă de oameni pline sărbătoare. Aici a văzut Ion Jovin un fluviu spre Alba Iulia, un fluviu care curgea prin sate, un mare fluviu căruia i s-a zis Unire. Un fluviu de oameni care veneau cu sumanele lor albe de lână și căciuli țuguiate. Oameni care veneau și tot veneau pe poarta lui Mihai Viteazul. Seara care a precedat ziua de 1 decembrie, la inițiativa studenților din București, din Budapesta și Cluj, am organizat o serbare la care am invitat foarte multe lume. În sala de festivități a hotelului Hungaria, pe care l-am rebotezat în grabă hotelul Dacia. Unirea era în inim. Cei 100.000 de români de pe câmpul lui Horia reprezentau voința plebiscitară a românilor transilvaneni, visul de aur al poporului român de a-și vedea toți fii într-un singur mănânc, într-o singură țară. 100.000 de glasuri la Alba Iulia, în iarna nemuririi, entuziast fără margini, steaguri tricolore și cetină de brad. 100.000 de ziditori de vatră de țară. Glasurile de la Alba Iulia se aud limpezi prin timp. Se aclama adoptarea mărețului act de la Alba Iulia. Era zăpadă, era soare.